Iată așa, am terminat cu problema aceea cu, ați văzut mai jos în filmuleț, cu casa, cu locuința și am zis să trec într-un magazin. N-am fost niciodată aici, iată într-o cameră și vă arăt un magazin chiar lângă școală. De ce am trecut? M-am gândit că cam n-am eu pe ce scrie așa un blocnot. Am vrut un blocnot, zic, poate mai e... aveți mai ieftin, poate din alt an, știți că nu se precumpără dacă s-a trecut anul. Totuși am găsit un blocnot bun. Întâi am întrebat dacă n-aveți spirtoasă și am uitat-vă la fața locului, n-au nimic spirtoasă. Știți că după lege nu se dă voie spirtoasă lângă școală. Și, de exemplu, m-am mirat un magazin Bravo, n-am fost, vă spun că prima dată. Cum vă zice? Как вас зовут? Понимаешь, что на русском, да? Дом Геннадий. Браво. Шаста вы напарница или или жена? Жена. Да, Дмитрий Константинович? Каролина. Домна Каролина. Браво, дом Каролина. Я вот это в чеблокнот, в первый рынок, с мусгом, я с чиня. Вак, нам лад диджаба. Могут подумать, что такое подарок. Ам платит, шуйтаться в бону номеру 34. Totuși, lângă școală, dar să faci fiți cu bine. Așa că, bravo școlierilor că împlinesc planul, dar totuși, iată cu este aia, cam mai puțin trebuiesc. Da, eu înțeleg că e iconă, dar prin iconele acestea discriminăm altă credință. Și știți, dar nu mă sporesc, pot și eu sunt vinovată în asta, dar am văzut așa cum mă publică unii, că totuși trebuie ori toate, ori una. Dar asta e ca un simbol așa. Nu, noi pravoslavne, poate da. Noi păcupăm. Da, da. Я вас спасибо. Спасибо. Я желаю вам лишь бы побольше покупателей. Дай Боже, дай Боже. Очень красиво, смотрите, кумые оранжат. Фикс ла фикс, это и прест, это... Să încerci să merge și n-ai cum a merge. Bun, o zi frumoasă, vă lăs cu Domnul. Și am să vă iau, vă cumpăr o apă. O lec sărăcit? Или кофе что-то делаете? Da. Aha, atunci vă iau cafea. Bun, am fost eu, Valentin Borodache. Am uitat să vă spun, s-a implicat în dat și cu asta, criminalitatea. Mulțumesc domnul Genadi și încă niște persoane care au venit, nici nu știam, zic niște oameni așa, soliți, când din criminalitatea pricini. Mulțumesc, ridicați orice problemă, venim la fața locului, mediatizăm dacă n-aveți alte situații. Nu am depășit atribuția că s-ar peste poliția, am chemat poliția, totuși s-a rezolvat. Așteptăm rezultate. O zi frumoasă!